Finalizarea și recepția lucrărilor din cadrul programului integrat de dezvoltare urbană implementat în zona cartierului Micro 6 din municipiul Târgoviște nu l-a scutit pe constructor de sancțiuni pentru neplăcerile cauzate târgoviștenilor prin întârzierea acestor lucrări. Cele 8 luni de depășire a termenelor contractuale s-au rezolvat prin aplicarea dobânzilor și penalităților de întârziere, dar și cu o executare silită. În cadrul unei executări silite, am recuperat de la SC Delta suma de 2,4 milioane, reprezentând penalități de întârziere pentru lucrările desfășurate în municipiul Târgoviște pe piduri. Este primul dosar care s-a încheiat, mai avem încă unul de vreo 6 milioane, care este în fond, este în primă instanță la Tribunalul Dâmbovița și e un semnal pe care îl adresăm constructorilor care vor să vină să lucreze la Târgoviște. Nu vom face niciun fel de rabat de la ceea ce înseamnă respectarea termenelor contractuale și calitatea lucrărilor. Iată că SC Delta, deși a terminat lucrările pe piduri în Târgoviște, pentru că le-a terminat cu întârziere, plătește peste 500.000 de euro penalități de întârziere către administrația locală târgovișteană, bani care vor fi utilizați de asemenea pentru lucrări de reabilitare a infrastructurii. Iar începând cu 1 decembrie și constructul de la Centură va intra în penalități, însemnând 65.000 de lei pe zi de întârziere, ceea ce va însemna că într-o perioadă relativ scurtă vom avea o creanță de ajuns de mare față de SC Delta, astfel încât să nu mai dăm drumul la ultimele situații de lucrări pe care le-au înregistrat, practic să facem o compensare. Asta este situația. Mai lucrează și pe gratis pentru primăria Târgoviște atunci când nu termină la timp lucrările, dar mai important, avem în momentul de față, cred că în jur de 25 de licitații publice de execuție pe ceea ce înseamnă lucrări de construcții. Cine vrea să facă treabă și să se implice 100% în lucrări, să vină. Cine nu, mai bine stă acasă, pentru că nu ne putem bate joc de un oraș întreg fără să suportăm consecințele. Centura ocolitoare a municipiului Târgoviște are în continuare probleme de care se fac răspunzători constructorii. Nu se pune problema să poată să intre grafic de execuție constructorul ăsta. Nu sunt nicio formă. Așteptăm soluția de la ADR pe ceea ce înseamnă semnarea noului contract de centură în care aplicant este asociere de Consiliul Județean Dâmbovița, Primăria Târgoviște, Primăria Răzvan, lider de este Consiliul Județean și vom lansa o nouă licitație de execuție, bineînțeles. Ne gândim să avem o altă abordare a proiectului pe loturi, astfel încât dacă vom găsi un constructor care să fie mai puțin pregătit pentru această lucrare, să nu blocheze întreaga lucrare, măcar să avem să se lucreze pe alte tronsoane. Până acum, contractul de finanțare nu permite așa ceva. Sper ca pe nou POR să permită această modalitate de execuție a lucrărilor, fără a secționa proiectul, scoaterea licitației pe loturi. Reabilitarea și modernizarea drumului privind centura ocolitoare a municipiului Târgoviște a fost unul dintre proiectele cu cele mai mari probleme. Se vor împlini anul viitor 10 ani de la semnarea primului contract de finanțare. Se va putea scrie la capătul acestui drum o adevărată istorie a constructorilor care și-au adus aportul la nerealizarea acestui proiect.